friends. Bună ziua, dragi prieteni. And welcome to the what should I say to this yes, welcome to this afternoon session. Bine ați venit la sesiunea de după masă. After we've had a lovely visit to Queen Mary's Palace, I'd like to thank the Summer School Committee for organizing that. După ce am avut o vizită minunată la Palatul Reginei Maria, mulțumim comitetului școlii pentru asta. Yes, it was a fantastic experience. A fost o experiență fantastică. Seeing all those wonderful images of the Queen and seeing how popular she was really in this country. Văzând acele minunate imagini ale reginei și cât de populară a fost ea în țară. She really was a treasure for this and is a treasure, almost a hidden treasure for this country who will continue to be discovered in future generations. Și ea este o comoară pentru această țară, una putem spune ascunsă, care mai trebuie încă descoperită în viitor. And once we were there, Della and I had a conversation. Și odată ce am ajuns acolo, eu și cu Della am avut o conversație. And Della said that she was scheduled to talk about Hulagullah, but she didn't know about it. Is that right? Spus că am I allowed to say that? Era programat. Thank you very much. Să vorbească despre Hulagullah și ea nu știa de asta. And she hadn't finished that wonderful presentation that she was giving this morning. Și nu terminase minunata prezentare pe care ne-a oferit-o începând de dimineață. So we decided among ourselves that we would do a swap. Așa că am decis între noi să facem un schimb. That she would continue to finish that wonderful presentation about the Queen and I would talk about Hulagullah. Și ea o să continue cu minunata prezentare despre Regina Maria. Și eu voi vorbi despre Hulagullah. Because I had that up my sleeve. Pentru că aveam chestia asta pe mânecă așa. And two, asul pe mânecă. And two, because it is such an important law that I know that the National Spiritual Assembly of Romania wanted this to be discussed at this summer school, isn't it? Și say yes. Știa? Yes, thank you very much. Yes. Știam că e o lege atât de importantă încât Adunarea Spirituală Națională a hotărât ca să se vorbească despre ea la școală. And also because this subject is intimately related to the theme of this week, which is the prosperity of humankind. Și de asemenea pentru că acest subiect este intim legat de subiectul despre care am vorbit mai devreme, de prosperitatea omenirii. So therefore today in this hour before dinner it's going to be very intensive and we're going to discuss the spiritual significance of Hulagullah and its implications for establishing material prosperity in the future civilization. Vom avea o sesiune foarte intensă această oră până la masă în care vom vorbi despre semnificația spirituală a legii Hulagullah și modul în care aceasta este legată de prosperitatea omenirii și modul în care putem produce ajunge la această prosperitate. So I hope that you're all with me, right? All eyes. Sper că toți ochii sunt la mine. No yawning. No arguing. Okay. Fără căscat, fără certuri. No. Varga is here so I have to get my stick. Where's my stick? Varga aici, trebuie să pun mâna pe băț. Yes, so I have to get ready now, you know. That's right. He's finally arrived. No, there was that stick you were giving to Kurosh the other day. That's the one I want. Yeah. That's right, yes. I have to get ready for a fight. Trebuie să fiu gata de luptă. Right, okay. So the significance of Hulagullah now. Semnificația Hulagullah. Now, Hulagullah, as you know, where was it instituted? In which book? În ce carte a fost instituit Hulagullah? You're not supposed... No. Yes. Trișați, vă uitați la ecran. It was instituted in the... Minus 10. Minus 10 puncte pentru varianta cu Biblia. It was instituted in the Kitab-i Aqdas, the most holy book of the Baha'i dispensation, the charter of the future world civilization. Și Hulagullah a fost instituit în Kitab-i Aqdas, cea mai sfântă carte a credinței Baha'i și carta viitoarei dezvoltări a ordinii mondiale, administrative. And the charter for the, not the administrative order. No, the charter for the future world civilization. Don't add your own words, right? I'll carta viitoare civilizații mondiale. Right, and for the charter, in other words, for the true prosperity of humankind. Deci carta adevăratei prosperității a omenirii. Okay, and in paragraph 97, Baha'u'llah gives us a mighty, mighty law.
și în paragraful 97 Baha'u'llah ne dă o măreață lege. Would you like to read the beginning of the... It is the same. Okay, so in... Yes. You first. Right, yes, thank you very much. Yes, that's right. Just so we know the order, right. So, but... That's right, yes. We have to queue, yes. We have to know where we are. Right. So, Baha'u'llah, you know, what does Hukuk Allah mean, actually? Ce înseamnă, de fapt, Hukuk Allah? Hukuk Allah means, literally, the right of God, right? Deci, literal, înseamnă dreptul lui Dumnezeu. So, something that belongs to God, but not to us. So, it's his right to possess it, right? Aparține, ceva care aparține lui Dumnezeu și nu nouă. Now, deci, e dreptul lui. We won't read the whole passage, but basically, Baha'u'llah says that... If somebody has disposable possessions up to the, you know, of a value, of a minimum value of 95 troy ounces of gold, then 19 ounces of those possessions belong not to us, but to God. Okay. Și Baha'u'llah spune că dacă cineva are în posesie bunuri de care poate dispune, în valoare de 95 de uncii de aur, atunci 19 dintre aceste uncii aparțin lui Dumnezeu. So that's very interesting, right, isn't it? Și asta e foarte interesant, nu-i așa? Yes, thank you very much, yes. Yes, thank you. We have to be in unity and harmony. This is a new thing, trebuie by the way, Varga. Trebuie să fim în unitate și armonie, e un lucru nou, Varga. Yeah, that's right. Very good. Great. So... Baha'u'llah says that, you know, of the disposable possessions of a minimum value, 19% belongs to God. Și din aceste bunuri de care putem dispune, 19% aparțin lui Dumnezeu. And even though it is a very material thing, right, you can't get any more material than money, can you? Și bineînțeles că și este un lucru material, pentru că nu există, nu-i așa, lucru mai material decât banii. No. Right? The answer this time is no. Sometimes it's no, most of the time it's yes. So Baha'u'llah says, in other words, in this law, there are benefits and wisdoms beyond the ken, that means understanding, of anyone but God, the omniscient, the all-informed. Spune Baha'u'llah că în ea, adică în această lege, sunt beneficii și înțelepciuni dincolo de capacitatea de înțelegere a oricui, în afară de Dumnezeu, cel omniscient, cel atot informat. And then he goes on to say that he verily has willed for you that which is yet beyond your knowledge. Și el continuă spunând, el, adică Dumnezeu, cu adevărat a voit pentru voi ceea ce este dincolo, cu mult dincolo de cunoașterea voastră. I've got my stick. I'm very happy now. Sunt foarte fericit acum. Right. But which shall be known unto you when after this fleeting life, your souls soar upwards, heavenwards, and the trappings of your earthly joys are folded up. Și dar vă va fi cunoscut vouă când după această viață trecătoare sufletele voastre se vor avânta către ceruri, iar capcanele acestor bucurii pământești se vor fi strânse. So this is very interesting, isn't it? E foarte interesant, nu-i așa? Because we don't actually, there is no way that we can understand truly and fully the significance of this law for our spiritual development and for our even physical, material development here in this world. We will only know it, Baha'u'llah says, when we have died, when we have left our mortal remains behind and all our earthly joys are wrapped up and we go to the next one and then we'll find, wow, you know, this, because I complied, obeyed the law of Hukuk Allah, look what's happening. E foarte interesant pentru că de fapt noi nu putem înțelege importanța spirituală a acestei legi, pentru că în acest pasaj Baha'u'llah spune că nu putem înțelege decât după ce am părăsit lucrurile pământești, rămășițele pământești, după ce am murit și ne-am de-abia atunci vom putea înțelege importanța, vom vedea, uite, pentru că am respectat această lege, iată ce se întâmplă. Therefore, a full understanding of this law is impossible for us here, because
We are like little embryos. Din această cauză ne este imposibilă o înțelegere completă a acestei legi, pentru că aici în lumea materială suntem ca și niște mici embrioni. Each of us is a little embryo in different stages of our development. Anna Maria loves that. Fiecare dintre noi suntem ca și niște mici embrioni aflați în diferite stadii de dezvoltare. It's cute, isn't it? Așa, și Anna Maria. Yes, Baha'u'llah says the world beyond, and this is a very important quote for us to learn, isn't it, Sandip? Yes, very important. The world beyond is as different from this world as this world is different from that of the child while still in the womb of its mother. Very, very important quote to learn from the Word of God that you can share with your friends when talking about the differences between this world and the next. Și un citat foarte important care merită memorat pentru a fi împărtășit prietenilor și a putea înțelege care este diferența între această lume și lumea de dincolo, este următorul. Lumea de dincolo este la fel de diferită de această lume pe cât este această lume diferită de cea a copilului care se află încă în pântecul mamei lui. So there we are. Sorry, that's about embryology. I'm not going to tell you all about embryology. It's a fascinating topic. Asta e despre embriologie și n-o să vă povestesc despre acest fascinant subiect. I'm just going to show you one slide. O să vă arăt numai o singură imagine. Do you see that? Do you see this wee slide, this baby, this embryo? Acest copilaș, acest embryo. Each of us, Baha'u'llah says, is spiritually, just as physically, we've developed from this stage, right? From a tiny stage here, first of all. We were like that, 41 days old, 2 millimeters across, very beautiful. Deci fiecare suntem asemenea unui embrion, din punct de vedere spiritual, așa cum acest embrion este, din punct de vedere fizic, își dezvoltă încă din acest stadiu de ce are nevoie și acesta e un stadiu foarte timpuriu, numai 2 milimetri. Like a little alien, you know, alien fish. Arată ca un, really ugly, right? Ca un pește. Okay. Extraterrestre. Huh? What does an alien look like? That, like that. Yeah. So, right, just as an embryo, right, doesn't, if you talk to this embryo or this one, which is slightly bigger, you told this embryo that, wow, if you come to this world, it's lots of sunshine, right, it's beautiful mountains, lovely, what's your best food here in this country? Sarmare, gorgeous, delicious sarmare, you know, all these wonderful things. Would the embryo understand what you're talking dacă to? Dacă ați vorbi cu un embrion și i-ați spune, oh, vino în lumea asta pentru că aici sunt munți minunați, soarele strălucește și sarmalele sunt bune, credeți că v-ar înțelege? Would it understand? No, it would not understand a single word of what you're saying. It doesn't even have the senses to be able to grasp what you're saying. It doesn't have, hasn't developed its ears. Or eyes or anything properly to be able to. N-are înțelege nici măcar un singur cuvânt, nu are simțuri, nu are urechi ca să audă cuvintele, nu. And it haven't even experienced life here, so it cannot possibly understand anything, nothing at all, of the nature of life here. And it doesn't even believe that there's an existence after this, right? Și nu ar putea înțelege nimic pentru că nu a experimentat măcar viața din această lume. Și din această cauză nu ar înțelege absolut nimic. And when it comes to this, you know, when it has to be born, it'll get a huge shock, you know, ah, you know, I'm dying. Și atunci când se naște, are un șoc puternic. Aoleu, mor. Right? But then it comes out and then it says, wow, you know, it's really happy. And it has milk and, you know, all the rest of it. Este foarte fericit, are lapte și tot restul. Right? So this, but if you talk to the embryo, there is no way that it understands anything of the nature of the life beyond. Da, dacă ai vorbit cu embrionului, nu ar înțelege nimic despre viața de dincolo de stadiul în care se află. And please tell me, what is the single most important action that this embryo must do in order to ensure its very survival at this stage? Spuneți care este prima acțiune pe care trebuie să o facă embrionul pentru a-și asigura supraviețuirea. Pardon? Excuse me? Breathing. What does the embryo have to do when it's tiny, when it's at this stage?
When it's at this stage? When it's at this stage, what does it have to do? Yes. How does it do that? What is the single most important thing it must do to ensure its survival? Yeah, how does it do that? Through the umbilical. Yes, excellent. You get 5 points for that, Nilu. Well done. Deci, pentru a supraviețui, el, embrionul trebuie să-și mențină legătura cu mama lui. To establish its lifeline. That is what it must do, okay? Which is to get, which is the umbilical, which it must go online, right? That's deci what it's got to do. Trebuie să-și păstreze conexiunea, legătura vitală cu mama lui, care se face prin intermediul cordonului umbilical. Okay, God, look at that, it's tiny. This is, online. This is the yolk sac, it's going to finish. It's going to completely finish up and shrivel. That's not the umbilical cord. The next thing it's got to do is make sure it establishes a huge, big, thick, healthy functioning umbilical cord, attach itself to the placenta through this, and then to the mother, the creator, right? Și trebuie să se stabilească o legătură puternică prin cordonul umbilical și placentă cu mama, care este creatorul. If it fails to do this, if it fails to establish the lifeline, a healthy, strong lifeline, it will perish. It will be aborted, it will perish. It won't dacă last. Dacă nu stabilește această legătură puternică și sănătoasă, va fi abortat, va muri. Okay, so it's just not going to. So the most important action, single important action, this baby must take is to go online, to establish the lifeline and stay online. Trebuie să, cea mai important lucru pe care trebuie să-l facă este să rămână conectat online cu mama lui, okay, în intermediul umbilicului. And it's exactly the same. It's exactly the same with our spiritual embryos. Și la fel se întâmplă cu și în cazul nostru al embrionilor spirituale. And it's interesting, Baha'u'llah brings exactly the same concept, because everything, remember, in this material world has its metaphor in the spiritual world. In fact, it's the other way around. Every spiritual principle has its likeness and metaphor in the material world. Și de fapt Baha'u'llah folosește același concept metaforic și asta se întâmplă pentru că fiecare concept spiritual are un corespondent în lumea materială. The second premise for approaching the subject of Hurur Allah is understanding, is an appreciation of the purpose of the revelation of Baha'u'llah. Cea de-a doua premisă pentru abordarea înțelegerii legii Hukukullah este înțelegerea semnificației spirituale a revelației lui Baha'u'llah. And we touched upon this yesterday. Am vorbit despre asta ieri. That the purpose of the revelation of Baha'u'llah is to create an organic unity between the inner and outer realities of life, of human life. Și am vorbit despre faptul că scopul revelației lui Baha'u'llah este de a crea o unitate organică între realitatea exterioară materială și cea lăuntrică a omului. And therefore we must realize that every single principle and law which Baha'u'llah has brought serves to establish this organic harmony, unity, and between inner life and physical life, spiritual life and material life. Every single principle is designed to serve to bring about an integrated person, a holistic integrated person. Și trebuie să înțelegem faptul că absolut fiecare principiu și lege pe care o aduce Baha'u'llah servește la stabilirea acestei unități organice între realitățile exterioare și lăuntrică, între viața materială și cea spirituală a omului. Because the inner and the outer life, the spiritual and the material, affect each other intimately. They're not separated. We're one organic whole, our spirit and our body. The spirit is the lamp, the light, right? And the body is like the lamp, right? The throne of the inner temple, the body is the throne of the inner temple, according to the beloved Bab. Și trebuie să înțelegem că viața spirituală și cea materială nu sunt separate, ele formează un întreg și spiritul este asemenea luminii, iar trupul este ca și lampa. Iar Bab spunea că trupul este templul
lăuntric al sufletului. And of course by you know there are many many examples from the writings. I would have normally quizzed you but we don't have time and you can cheat on here so. Sunt multe exemple yeah. despre acest fapt în scrieri și v-aș fi dat un chestionar așa dar n-avem timp așa că. So by faith, even by faith is meant first conscious knowledge which is inner and second practice of good deeds, right, which is outer. Și chiar și prin credință se înțelege o realitate primată lăuntrică, o convingere lăuntrică și după aceea înfăptuirea de fapte bune, care se înseamnă o viață exterioară. Not just worship. It's not just worship on its own. That is not what religion's about. That's not what faith is about. Just worshiping and feeling good. Right? Și credința nu înseamnă doar adorație și a te simți bine pentru că îl adori pe Dumnezeu. Înseamnă și acțiune. But it has to be that faith has to be that conscious knowledge has to be practiced in the material world, in the physical world, in terms of service, in terms of arts, sciences, professions, anything that you can do to serve, right? And that is when the concept of faith will be complete, when you become an integrated person. Și cunoașterea aceasta conștientă care o reprezintă credința la nivel lăuntric trebuie pusă în practică prin fapte bune, prin arte, științe, pentru a putea fi desăvârșită. So, for example, the laws of physical cleanliness, according to the Baha'i writings, have a profound influence on spiritual growth. Și legea curățeniei fizice, spun învățăturile Baha'i, are o influență extraordinară asupra dezvoltării spirituale. Remember, we talked about this in detail in two years ago. Yes, Fargo, remember? Quote, please, from 2 years ago. Quote. From the Atlas. Quote. What did you learn? Citează. Citate din. It wasn't very long at all. You've learned this from your childhood, from when you were 5 years old. Come on. Yes. And you had. Yes. Okay. Well, try and translate. But what was it in the Agdas, in the Most Holy Book? Bah 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 bah. Bah bah bah. Right. Yes. Okay. Deci Loti în răspuns la cererea lui Stepidei ca să despre citat a răspuns că poate că noi nu ne amintim citatul, dar suntem mai curați decât acum. Don't you remember we discussed it at some length? We discussed it at some length where Baha'u'llah in the Agdas he says use pure perfume and the attar of roses. Do you use that, Baha'u'llah? I can't smell anything. You haven't even shaved today. You know, use attar of roses and the perfume because he says the concourse on high, they obviously have a sense of smell. Because the concourse on high, you want to be diffused from you. But the concourse on high, right, will rejoice. It will cause the hearts of the concourse on high to rejoice. So pentru they clearly can smell. Pentru că adunarea din înalt dorește să răspândiți ceea ce va aduce bucurie adunării din înalt. And they can also see because they said your clothes must not be visibly sullied. Pentru că spune right? că hainele voastre nu trebuie să fie pătate. Because you're the new guy in town and you haven't been. You have. Se vede de la Varga pentru că e nou aici și de asta l-a luat în vizor. And you're unshaven and you know you came and you wanted to kiss me and you didn't even have any perfume of roses on, you know. So that's right. So that's right. And he says your clothes if their clothes are visibly sullied, remember we went through this in some detail 2 years ago. Și spune Baha'u'llah continuă spunând că dacă hainele vă sunt vizibil pătate, if your clothes are visibly sullied, your prayers shall not ascend unto God for good reason, of course. You know, if you didn't have you're in the desert, you don't have soap, that's fine. Nu se vor la Dumnezeu. You know, and the concourse on high will turn away from him. His prayers shall not ascend to God. Vă întoarce spatele. So they can smell, they can see, you know, pif, pif, se pif, pif, pif. You know, they'll turn away. Se pare că îi pot vedea, mirosi. You know, and they will just fly away. O I won't take their prayers departe. To God. So remember, there's all of these things. How? Amintiți-vă de toate aceste lucruri. Cum? How the physical and the spiritual are so intimately connected. They're not separate. The next deci world is right around us. Fizicul și spiritualul sunt foarte strâns legate. Right?
The next world is around us. We are in that world, just like the baby is in this world, but it doesn't realize it. We are in the next world. It's intimate connection between the two, and the two affect each other hugely. Lumea spirituală și cea fizică se afectează reciproc, pentru că noi suntem în lumea spirituală, la fel cum copilul în pântec cu mamei deja este în această lume. But we simply don't know about it. Why? Dar why don't doar we know nu, about? Doar nu ne dăm seama de acest lucru și de ce e așa. Why don't we made more aware of what it's like in the next world? De ce nu suntem focuși mai conștienți de ceea ce ce este lumea cealaltă? Yes. Thank you very much. Della, 9 points the number of Baha. There. Yes. De la căpătat 9 puncte pentru răspuns, care este că am vrea să o părăsim foarte repede. Who wants to quote the hidden words now that we're at it? Cine poate să citeze din cuvinte tainice? My servant. To hide one and to reveal the other. Well, from the beginning. Didst thou, O son of man, O my servant, didst thou behold immortal sovereignty? So if you were to see immortal sovereignty, so the next world, thou would strive to pass from this world, but to conceal the one and to reveal the other is a mystery which none but the pure in heart can comprehend. Și Baha'u'llah spune în acest cuvânt tainic că dacă ar fi să contemplați lumea cealaltă, ați dori să o părăsiți repede pe aceasta și a revela pe una și o ascunde pe cealaltă e un mister pe care doar cei mai curați la inimă pot să-l înțeleagă. Did he say it right? Okay, that's fine. Good. So, and if we didn't, right? If we didn't, then we would be born into the next world prematurely, then we'd be struggling. Și dacă okay? Nu am like face a baby being lucru, born prematurely. Ne-am naște prematur în lumea spirituală și am suferit consecințele la fel cum un copil născut prematur în această lume are de suferit. Okay, and the same applies for every other law in the faith. Și același lucru se aplică și oricărei alte legi din credință. So music, for example, is a physical phenomenon, but it has an effect on our spiritual state, even though it's just the vibrations of sound in air. La fel și muzica, deși este un fenomen fizic, are o influență spirituală puternică asupra noastră. One type of music can elevate us, can be a ladder for the soul to ascend to the next realm. Another one can be for us to go down the arc of descent into the animal world, right? The world of the jungle. Și un fel de muzică poate să ne înalțe, să fie ca o scară pentru elevarea noastră spirituală, o alta poate să ne coboare la nivel animalic. So even the institution of the house of worship, which will be the hub of future civilization in every hamlet, in every village, first of all has the house of worship in the middle, but that's not enough. You have to have all the humanitarian educational institutions around it where you can practice the good deeds, having acquired conscious knowledge in the center, in the house of worship, right? La fel și instituția casei de adorație, ea nu este de ajuns. Odată ce ai casa de adorație în centru, cunoașterea conștientă, trebuie să existe pentru a fi practicată prin fapte și restul instituțiilor umanitare care o înconjoară. And Shoghi Effendi very strongly says that just, you know, the house of worship devoid and divorced from the humanitarian institutions would be futile, useless to have just a house of worship unless all that knowledge, that conscious knowledge, you know, the worship and the spiritual food, if you like, is expended, the energy is expended in humanitarian philanthropic activities which are to take forward an ever advancing civilization and create prosperity in the material sense as well as the spiritual sense. Și casa de adorație și Shoghi Effendi o spune foarte clar că ar fi complet inutilă dacă ar fi separată și lipsită de legătură cu celelalte instituții umanitare care o înconjoară. Ceea ce înseamnă că cunoașterea conștientă trebuie să fie practicată prin aceste instituții pentru a aduce prosperitate materială și a crea civilizația viitoare. And so the same goes with the harmony of science and religion. La fel se întâmplă și cu armonia dintre știință și religie. Right, religion is the inner, addresses the inner life, right? Illumines our inner soul, and science illumines our outer realities, right? It's the discovery of the realities of things.
și religia se adresează lăuntricului, ne bucură sufletul, iar știința ne face să ne bucurăm prin descoperirea lucrurilor care ne înconjoară. And only when the two work harmoniously, together organically, together, then you can have true prosperity. Otherwise, you have what you have today, you know, world economic dislocation, hopelessness, you know, poverty, total poverty of thought and of means. Și dacă cele două trebuie să lucreze în armonie pentru a aduce prosperitate, pentru că dacă ele nu fac acest lucru, atunci avem, se întâmplă ceea ce avem astăzi în lume. Sărăcie, dislocare masivă de populații și toate nenorocirile care se întâmplă azi. And you can apply the same principle to any law in the faith that you can think about. It serves both inner and outer. Și poți să aplici acest principiu de corelare a lăuntricului cu materialul în orice, în cazul oricărei legi din credință. And of course, hukuk Allah is no exception. Și bineînțeles că nici hukuk Allah nu prezintă o excepție de la. So, it hukuk Allah applying the law of hukuk Allah has both very clear material benefits as well as some more hidden and mysterious spiritual benefits. Și bineînțeles că hukuk Allah are niște beneficii clare, materiale, evidente, dar și unele spirituale și mai subtile și mai puțin clare. And Baha'u'llah has confirmed, again in the Kitab-i Aqdas, in the Most Holy Book, he has confirmed the use of material means to achieve spiritual ends, which is very, and various ends, spiritual and material ends. Și în Kitab-i Aqdas, Baha'u'llah confirmă faptul că trebuie ca să fie utilizate to use material means for să fie utilizate mijloace materiale pentru scopuri spirituale, dar și materiale. And this is great because the Baha'i faith, I find personally, it's so practical. So it's not just esoteric, you know, abstract thing, but it's so practical at the same time. Și eu găsesc că personal asta că este foarte folositor pentru că are aspectul practic, care nu doar acel ezoteric. So he says we have not set aside the use of material means, rather we have confirmed it through this pen with a capital P, that himself, which God hath made to be the dawning place of his shining and glorious cause. Și spune Baha'u'llah, nu am lăsat deoparte utilizarea mijloacelor materiale, ci mai degrabă le-am confirmat prin această pană cu literă mare, adică se referă chiar la el însuși, pe care Dumnezeu a făcut-o locul răsăritului, cauzei sale strălucitoare și glorioase. So one of these is for example consulting a skillful physician when one is sick. Okay. Un exemplu este obligația de a consulta medici pricepuți în cazul unei boli. Rather than just trying to sort it yourself or just saying prayers and, you know, eating some funny herbs and so on, he actually says, you know, consult a skillful physician. That's important. Mai degrabă decât să te auto să practici automedicația și sau să apelezi numai la medicină alternativă sau așa, noi că de fapt avem obligația de a consulta medici pricepuți. Yes. And hukuk Allah, the right of God, is used as an example of this. It is used as a means for the salvation of the individual and society, for the betterment of individual and society, for human prosperity. Și Baha'u'llah a stabilit hukuk Allah ca un mijloc de a aduce prosperitate și de mântuire atât al individului cât și a societății. The fourth principle for understanding the significance of the law of hukuk Allah is what we've touched upon on a number of occasions and is central, according to Shoghi Effendi, a central teaching of the faith, and that is the concept of the organic evolution of humanity. Și cel al patrulea principiu de care e nevoie pentru a înțelege legea hukuk Allah, l-am mai abordat și cu alte ocazii, este vorba despre conceptul de evoluție organică a omenirii. Stages of its immaturity, of infancy and of childhood is now going through the stage of adolescence, which is the most turbulent, the most difficult, and it is destined to soon, hopefully, come of age. Și
Omenirea a trecut prin stadiul prunciei, al copilăriei, imaturității. Acum ne aflăm în stadiul cel mai turbulent și mai plin de, și problematic, cel al adolescenței omenirii, și să sperăm că vom ajunge repede la stadiul maturității. And Baha'u'llah's revelation is the revelation of God to the time of the maturity of the human race, not to the time of infancy and childhood when the child, to tell the child, do this, do that, thou shalt not, no. That time has gone, never to return. Iar revelația lui Baha'u'llah se adresează stadiului maturității. Nu este o revelație pentru un copil care trebuie să-i spui asta faci, asta nu faci, să nu furi, să nu așa, ci este vorba despre o perioadă a maturității. Remember, so Baha'u'llah says, think not. In the Kitab Yadast, Baha'u'llah spune the quote, în Kitab Yadast, think not. I have brought you with me a code of laws. Think not. That I brought you with me a code of laws. Think not for a moment. Wait, I want the full sentence. Think not that we have revealed unto you a mere code of laws, a set of do's and don'ts, a bunch of rules and regulations, you know. Adică, cu alte cuvinte, să nu credeți că v-am revelat un simplu cod de legi, doar o grămadă de așa da, așa nu. Nay rather. Nu, ci mai degrabă. We have unsealed. Noi am despecetluit. The choice wine, the best, vinul the best ales, wine. Cel mai bun. With the fingers of might and power. Cu degetele tăriei și puterii. And so he says, obey. Supuneți-vă. What does he say? From the law. Obey. Obey my commandments for the love of my beauty. Obey my commandments for the love of my beauty. Supuneți-vă poruncii mele din dragoste pentru frumusețea mea. Right, out of conscious knowledge, not. Din cunoaștere conștientă. Not out of fear of hell or hope for heaven, which is what often was the motivating factor for the time of the infancy and childhood of the human deci race, nu, okay? Din dorința de a ajunge în rai sau de frica de a nu sfârși în iad, care a fost de fapt motivația principală în multe dintre dispensațiile trecute. And all the teachings of Baha'u'llah are designed for a mature society. Toate învățăturile lui Baha'u'llah sunt proiectate pentru o societate matură. And whereas previously it was always basically the goal to establish equality, and equality was thought to be a good thing. Now the concept has gone one stage higher. Și ceea ce în trecut constituia un mod de a face egalitate, și egalitatea era gândită ca fiind un lucru bun, acum am trecut la un stadiu superior. And Abdu'l-Bahá has said that voluntary sharing is greater than equality. Și Abdu'l-Bahá a afirmat clar că împărtășirea voluntară este superioară egalității. It's in this selection, so it's actually a very beautiful passage, it's number 79. We don't have time. Paragraful 79 din selecțiuni din scrierile lui Abdu'l-Bahá. But basically he says that although equality is fantastic, do unto others as you would like them to do unto you, but now Baha'u'llah said, blessed is he who preferreth his own brother before himself. Și dacă înainte era de preferat, ca, adică era mai bine, nu, era, fă celorlalți ceea ce ți-ar place să, da, mai înainte de asta, deci a fost, deci să faci altuia ceea ce ți-ar place să ți se facă ție, dar acum Baha'u'llah a spus că trebuie să preferi voința fratelui tău voinței propriei tale voințe. And Hukukullah embodies this principle of voluntary sharing. Iar Hukukullah incorporează acest principiu al împărtășirii voluntare sau împărțirii voluntare. It is not a form of taxation. Nu este o formă de taxare. It is not solicited by any individuals or institutions. Cerut de vreun individ sau vreo instituție. It is an entirely private act of devotion and love between the servant and his creator. Este un act pe deplin voluntar și personal între creator, între servitor și creatorul său. And the conditions of acceptance of Hukukullah by God are as follows. Și cerințele de pentru acceptarea
Hukukula din partea Creatorului sunt după cum urmează. That in fact you have to beg Baha'u'llah to accept. Că de fapt trebuie să-l implori pe Baha'u'llah ca să accepte. And you have to offer it spontaneously. Trebuie oferit spontan. Joyfully. Plin de bucurie. Radiantly. Cu strălucire. With humility. Cu umilință. And lowliness. Și cu smerenie. And with insistence. Și insistență. Please, please, please accept this from me. I know it's not enough. I know it's te such rog, a small thing. Acceptă you know? aceasta din partea and mea. Știu că nu e de ajuns. Joy and radiance. Cu bucurie și strălucire. So you have to beg God. There is a prayer. Să-l implori pe Dumnezeu. There is a rugăciune. Several prayers where we actually pray that God accepts this humble offering. Și de fapt sunt mai multe rugăciuni prin care noi îl implorăm pe Dumnezeu să accepte ofranda noastră umilă. If we have any thought that oh, look what I'm doing, you know, it's just, you know, you're just giving you and I, you know. Că ia just remember I'm giving you this and you'd better mark it down in my spiritual CV, you know. Ar fi bine să treci, să mi-l treci în CV-ul meu spiritual, Doamne, că yeah. Uite ce am făcut. Or in my bank account with 95% interest on it, right? Sau, my spiritual bank account, I'm going to get there next, you know. Să treci pe, you know, pe in the next balanța comercială, așa, cu, right? Cu dobândă. Right, look, you know, mark it down, or, you know, tell others that, you know, then I'm afraid it probably won't be accepted. Don't be surprised if you don't see the benefit of it when you go to the next world, okay? Don't be surprised if you don't see the benefit of it in the next world. Să nu fii surprins că nu o să vezi beneficiile darului tău în lumea de dincolo. So there are many, many conditions for its acceptance. Sunt multe condiții pentru ca Hukukula să fie acceptat de către Dumnezeu. And of course we know that the grace of God is much greater than our deserving, right? Și știm foarte bine că harul lui Dumnezeu, grația lui Dumnezeu este mai mult mai mare decât meritele noastre. We will probably never be able to absolutely and completely and 100% purify our motives because we're not Abdul Baha, but we can try at least, you know. Știm că probabil nu vom putea purifica 95% măcar din puritatea din motivele noastre pentru că nu suntem Abdul Baha, dar putem încerca. The fifth principle for trying to recognize the significance of the law of Hukukula is this. Cel al cincilea principiu pentru a încerca să recunoaștem semnificația spirituală a Hukukula este acesta. That all the world has belonged and will always belong to God. Întreaga lume a aparținut și va aparține întotdeauna lui Dumnezeu. Remember that God is independent of his creatures. He really doesn't depend on us for his existence. Amintiți-vă că Dumnezeu este independent de creaturile sale. El nu depinde cu nimic de noi. It's the other way around. Mai degrabă este invers. Right? So when he says that 19% of this possession doesn't belong to you, but to me, right? In a sense, you know, he really means it. That it actually, the law of Hukukula is the mainspring of God's loving kindness and tender love for us, vouchsafed unto us. Și atunci când Dumnezeu spune că 19% din posesiunile noastre îi aparțin lui, acesta e de fapt izvorul milosteniei și binefacerilor sale. And the nature of Hukukula is as follows, therefore. Și de aceea natura Hukukula este după cum urmează. You will find all these statements that I've said in that compilation on Hukukula, which no doubt has been translated into Romanian, right? Yes. Și veți găsi toate citatele în compilația despre Hukukula care a fost tradusă în românește. So Hukukula is a blessing for humanity. Deci Hukukula este o binecuvântare pentru umanitate. It is a spiritual obligation of every true believer. O obligație spirituală a fiecărui adevărat credincios. It is just like fasting and obligatory prayer. La fel ca și postul și rugăciunea obligatorie. It is one of those laws, one of those spiritual exercises that are indispensable for our healthy growth. E unul dintre acele exerciții spirituale indispensabile pentru creșterea noastră sănătoasă. It is a sacrifice for and related to God. Este un sacrificiu oferit pentru Dumnezeu și corelat
cu Dumnezeu. And God loves the act of giving in generosity. Și Dumnezeu iubește actul dăruirii și generozității. After all, he has given us everything that we have, right? All the bounties that we have. Well, we might actually want to do a little bit in return, you know. Și de fapt el ne-a dăruit tot ceea ce avem și am putea să facem măcar puțin. Remember? Ceva mic în schimbul acestui dar. Remember in the hidden words he says to give and to be generous are attributes of mine. Well is it with him who is adorned with my virtues, with my attributes. Și în cuvinte tainice de fapt spune a dărui și a fi generos sunt atributele mele. Bine este cel de cel care se împodobește cu atributele mele. And he says some other very interesting things about the wisdom and the nature of Hukukullah. Mai spune ceva foarte interesant în legătură cu înțelepciunea Hukukullah. He says complying with the law of Hukukullah is an act of servitude which leads to the promotion of the cause of God. Și mai spune că supunerea la legea Hukukullah este un lucru care duce la răspândirea legii cuvântului lui Dumnezeu. So wherever the friends are complying with the law of Hukukullah, they will find that the teaching work will go forward, that their communities will grow better. That is fascinating. Și ceea ce este fascinant este că prietenii vor descoperi că dacă se vor supune legii Hukukullah, comunitatea se va dezvolta. At the same time, of course, it's a test from God. În același timp, bineînțeles, este o încercare de la Dumnezeu. With fire, he says, what does he say? Do not busy yourself with this world. For with fire we test the gold, and with gold altogether now, we test our servants. Very good. We shouldn't do like, you know. No, I know, I'm interested. Deci, în cuvinte tainice, Baha'u'llah spune, nu vă ocupați cu această lume, pentru că noi cu focul încercăm aurul și cu aur pe servitorii noștri. Why shouldn't we do that? It's not a congregational prayer. It's not, we're not allowed to do congregational prayer and we're not supposed to mutter the verses of God in the streets. We're not in the street, we're in a hall. Okay. Deci, yeah. Acesta nu a fost de fapt o rugăciune în congregație așa cum se face în alte That's religii right. Și e interzis în pentru Bahai și nici nu mormăim versete pe stradă, ceea ce iarăși este. Yeah, so it's okay if we're going to say this all together with the children. That's absolutely fine. Right? Because it's a very private act, you know, we can calculate it ourselves, you know. Deoarece este un act personal, privat, trebuie să îl calculăm noi înșine. And it depends on how we do it, you know. Și depinde de cum o facem. And how honest we are with ourselves, what we think are necessary furnishings, what is necessary, what is unnecessary, and all sorts of things. Și cât de sinceri suntem cu noi, ce considerăm ca fiind necesar sau nenecesar. There are societies, I know there are communities in the world, right, where there's, for example, the believer has 5 chickens, and he gives one to God for Hukukullah. Știu că există comunități în lume în care un credincios are 5 găini și dă o găină pentru Hukukullah. Because some people will never reach the level where they will have possessions equivalent to 95 mescals of gold. Pentru că sunt locuri în lume în care oamenii niciodată nu vor ajunge la nivelul de posesiuni echivalente cu 95 de mescal de aur. But they are so keen, so, so dreadfully keen to partake of this law, to comply with this law, that they give what they can. Dar sunt atât de dornici ca să se supună acestei legi încât dau din ce au. And of course it's the motive, the purity of motive with which you give, not necessarily the amount. Și ceea ce contează este puritatea motivului și nu în mod necesar suma. And what about some of the benefits of Hukukullah that Baha'u'llah has talked and the writings have talked about? Care sunt câteva dintre beneficiile despre care Baha'u'llah vorbește în legătură cu Hukukullah? Baha'u'llah says that complying with this law is conducive to the good of this world and the world to come. Iar Baha'u'llah spune că supunerea la legea Hukukullah este ceva care duce la binele acestei lumi și a lumii care va veni. And he says that those who comply with this law, the benefits of it revert to the individuals themselves, so it comes back to us. Și mai spune că în cazul celor care se supun acestei legi, beneficiile vor reveni înșiși indivizilor. Adică ei practic se vor întoarce la cei care au care s-au supus legii. How does complying with the law of Hukukullah promote the good of this world? Cum
cum se întâmplă că supunerea la legea Hukukula duce la binele acestei lumi? The first principle is that Hukukula will purify our possessions, because our possessions have gone through so much corruption, exploitation. Not a single penny that we own can be said to be absolutely pure and has gone through pure hands. No, it's the other way around. Și în primul rând, Hukukula va servi la purificarea posesiunilor noastre, pentru că știm că fiecare bănuț pe care l-am câștigat, de fapt, a trecut prin corupție și multe lucruri necurate. That's a very interesting concept, actually. I'm not sure if I understand it. E un concept foarte interesant. But this purification of possessions, Baha'u'llah has given us a physical, material means by which we can literally purify our possessions. Isn't it amazing? Și nu este uimitor că Baha'u'llah ne-a dat un mijloc efectiv, material de purificare a posesiunilor noastre. Isn't it amazing? Nu este uimitor? Yes. The second is that he says that applying with this law, complying with this law, confers divine protection on us and our families, and it averts loss and disaster. Și mai spune Baha'u'llah că supunerea la această lege va aduce protecție asupra noastră, a familiei noastre și a bunurilor noastre. Va o protecție divină, va face să va duce la evitarea pierderilor și dezastrelor. Incredible, really, if you think about some of the benefits of this world. The third is that it confers prosperity and abundance. The more you give, actually the more you get, you receive. Și cel al treilea ce beneficiu este că aduce supunerea la legea Hukukula aduce prosperitate și abundență. Cu cât dai mai mult, cu atât primești mai mult. The other one is that it brings honor and grace to us and our families. Un alt beneficiu aduce onoare și har nouă și familiilor noastre. And the other very, very major result of complying with this law is that it will transform the economy. This concept of voluntary sharing will transform the economy of the world and bring prosperity, material prosperity to everyone. Și un alt rezultat al legii Hukukula este că transformă economia. Acest principiu al împărtășirii voluntare transformă economia și elimină prăpastia dintre bogați și săraci. And when Abdu'l-Bahá talks about the concept of the principle of spiritual solutions to economic problems, in other words, getting rid of extreme poverty and extreme wealth, a major component of that, a major means to achieving that, is Hukukula. Și atunci când Abdu'l-Bahá vorbește despre un conceptul de soluții spirituale la problemele economice și la eliminarea prăpastiei dintre bogați și săraci, un mijloc major pentru înfăptuirea acestui concept este Hukukula. So as more and more people, right, comply with this law and they read those hidden words of Baha'u'llah where they say, "O rich," where he says, "O ye rich ones on earth, the poor in your midst are my trust. Guard ye my trust and be not intent only on your own ease." Și atunci când lumea se va supune, din ce în ce mai mult se vor supune legii Hukukula și vor citi cuvinte tainice acolo unde Baha'u'llah spune că o voi cei bogați de pe pământ, nu vă preocupați doar de averile voastre, căci săracii din mijlocul vostru sunt comoara mea. Then you see these individuals having been moved by reading them. There are several hidden words and so on about rich ones on earth and how, you know, the rich except for a few cannot enter into the heaven of God's good pleasure, etc. When they read these things, right, then they will be moved to share voluntarily. They will give voluntarily, not taxes, not soliciting, not trying to put, you know, all your riches abroad so you don't get taxes on them and all this, you know, kind of things that's leading to the breakdown of economies worldwide, right? They will actually voluntarily give. And then you will not believe how quickly and easily this rich, the gap between the rich and the poor and this disparity, this economic disparity will be abolished.
Și atunci când cei bogați vor citi aceste, sunt câteva cuvinte tainice care vorbesc în acest spirit, atunci ei vor fi mișcați ca să împărtășească în mod voluntar bogățiile lor și toate problemele economice vor fi rezolvate și toate aceste probleme care există acum vor dispărea, cum ar fi disparități economice. Nimeni nu va, probleme nu vor dispărea prin cereri de impuneri de taxe forțate. Because Hukuk Allah will be used for building up of cities and for advancing civilization in all its aspects. You know, it is to be used for building up civilizations and infrastructure. Pentru că Hukuk Allah va fi folosit la and for the poor and needy. Clădiri, la construirea de orașe și de infrastructură și pentru satisfacerea nevoilor celor săraci. Yes, Lori. Talk about that later. Yeah, we'll discuss that later. Yeah. Okay, poți so să spui și în limba română? I wasn't quite sure of the actually the question. Yes, this is a state of tyranny and oppression. You know, there is injustice and aceasta este starea de tiranie, opresiune și nedreptate. Yeah, I mean the whole world. Baha'u'llah says that the smoke of corruption has enveloped the whole earth and it's going to get worse and worse and worse. Și Baha'u'llah spune că fumul corupției a învăluit întreg pământul. To the extent that this system, this current system of an immoderate, excessive capitalism will also collapse just like communism did. Okay. Până în măsura în care acest capitalism al exceselor și lipsei de moderație se va prăbuși la fel cum a făcut-o comunismul. This cancerous materialism, as Shoghi Effendi says, has so drained all the resources and the organs of the rest of the body of humanity that of course it has no good future. It will die. As the body dies, the cancer will also die. So we'll all be in it together. We'll all be poor, și equally. Shoghi Effendi a explicat că acest materialism canceros care se seacă resursele întregii umanități va face ca întreaga umanitate să piară și odată cu ea și cancerul, pentru că niciun cancer nu supraviețuiește organismului pe care îl parazitează. As you yourself said, the only way out, the only remedy, right, is spiritual transformation. That's all. Cum am spus și mai înainte, singura soluție este transformarea spirituală. Is to take the remedy of the cause, the principles of Baha'u'llah's revelation in their entirety. That's the only time we will start to come back up from having all fallen and nearly died. Și singura posibilitate de a ne reface sănătatea umanității este de a accepta remediul prescris de Baha'u'llah în întregime. Deci în întregimea principiilor și învățăturilor sale. Yes, but you're absolutely right. We're all in it together, you know, all Baha'i or non-Baha'i or whatever, believer, non-believer, we're all members of the human race. We're all suffering together. Și suferim cu toții, Baha'i sau ne-Baha'i, toți membrii rasei umane suferă împreună. And the more we strive, the more we strive to teach the faith and to spread these principles and to make more people aware of it, the less will be the suffering of humanity. So that is the big responsibility on our shoulders as those who are conscious of the remedy. Și cu cât ne străduim mai mult ca să răspândim mesajul lui Baha'u'llah, cu atât mai mulți oameni vor deveni conștienți,
de cunoaștere conștientă de care vorbeam mai înainte și vor accepta remediul. And the longer, you know, the less we work, the longer it continues, the more we will all suffer together. Și cu cât prelungim perioada de inactivitate, cu atât vom suferi mai mult noi și restul omenirii. Okay, so the other aspect, the other wisdom of Hu'u'llah is this, that it enables the friends to become firm and steadfast in faith and servitude and certitude. Și un alt beneficiu al Hu'u'llah este acesta, că dă putință prietenilor să devină fermi și statornici în credință și în certitudine. And it helps us to become firm in the covenant, even more firm in the covenant. Și ne ajută să devenim mai fermi în legământ. That's fascinating, isn't it? E fascinant, nu-i așa? How paying 19% of your disposable possessions can have all these benefits in this world. Incredible. Numai 19% din toate posesiunile noastre pot avea atât de multe beneficii. How something so material can affect so many different aspects of our lives. Din surplusul posesiunilor noastre. Yes. Și de asemenea că cu un mijloc atât de material poate avea efecte atât de spirituale. And as for the good of the next world, although we don't really know, but we maybe can have some speculation. Și despre binele care ne așteaptă în cealaltă lume, deși nu putem ști, putem face câteva speculații. Remember that the purpose of this life is preparation for the next, right? Amintiți-vă că scopul acestei vieți este pregătirea pentru viața următoare. And we gave the example of the embryo and the umbilical cord. Am dat exemplu embrionului și al cordonului umbilical. And Abdu'l-Bahá says that fulfilling one's duty towards Hu'u'llah is the cause of everlasting life. Și Abdu'l-Bahá spune că îndeplinirea datoriei față de Hu'u'llah este cauza vieții veșnice. And what do we mean by everlasting life? Și ce înțelegem noi prin viață veșnică? Of course we will all the souls of human beings will continue to exist in the next world. We will continue our immortal life. Sufletele tuturor ființelor umane vor continua să existe în lumea de dincolo. But depending on our own exertion, on the exertion of our own effort, on how much effort and sacrifice and energy we have put into preparation and strengthening our lifeline, we will be as developed, if you like, and as happy and prosperous also in the next. Și deși aceste suflete continuă să existe, totuși viața noastră spirituală de dincolo depinde de cât de mult eforturi depunem în această viață pentru ca să ne pregătim pentru aceea. You very well know of the station, you know, of the powers of the true believer in the next world. Și probabil că știți despre puterile și rangul adevăratului credincios în viața de dincolo. So these are in Gleanings 80 to about 83. Selecțiuni paragraful 83. And it's absolutely fascinating to read about what Baha'u'llah says about the powers possessed by the faithful believer in the next world. Și e fascinant să citești despre ceea ce spune Baha'u'llah în legătură cu puterile adevăratului credincios în lumea de dincolo. I'll just have taken out a couple of sentences only. Am selectat doar câteva propoziții. He says the light which the souls of the faithful believers, when they're at the moment of death, right, they have been faithful and firm and paid their hurur and all the rest of it, right? the light which these souls radiate is responsible for the progress of this world and the advancement of its peoples. Și spune Baha'u'llah, lumina pe care aceste suflete ale adevăraților credincioși o răspândesc este responsabilă de progresul lumii și de înaintarea popoarelor ei. He says that all the worlds which the Almighty has created will benefit through the powers of the faithful believer. Unbelievable. Toate lumile pe care cel atotputernic le-a creat vor beneficia de pe urma sa a adevăratului credincios. He says that these souls furnish the power through which the arts and wonders of the world are made manifest. Și ei, adică adevărații credincioși, furnizează puterea prin care artele și minunile lumii sunt făcute evidente. And he says that these souls, that's the souls of the faithful believers, and symbols of detachment constitute the supreme
moving impulse in the world of being. Aceste suflete și simboluri ale detașării constituie impulsul impulsul de mișcător suprem din lumea ființei. And whereas we've had such limited powers here, limited use of our free will, limited knowledge, limited power of creativity, because we have so many limitations, we're poor, we have nothing, we have, you know, we have disabilities, we have illnesses, we have all sorts of limitations on our powers. But in the next world, right, when we go to the next world, we will be just beginning to exercise our powers to their fullest, and we'll be so joyous and happy. It's indescribable. Și deși în această lume suntem, avem atâtea limități, suntem săraci, suntem neputincioși, din momentul în care ajungem în cealaltă lume, începem să ne exercităm, să ne exercităm puterile spirituale, atunci totul devine posibil. We'll be able to fly around everywhere unhampered. Și vom putea să zburăm peste tot neîmpiedicați. And become so creative that we can affect and do anything, really. We can affect anything positive. It's unbelievable. Afecta orice. E incredibil. And we will be, you know, well, I hope I'm saying we, but I'm just saying every individual. I have no idea whether I'll get there or not. Spun eu noi, dar nu am nicio idee cine va putea să facă acest lucru. But I mean, these souls, right, you will all, you know, will be filled with such joy and happiness, and you will meet the saints and the prophets and the manifestations of God and whoever you've loved, and you will sit with them. Well, maybe not sit on a chair, but you know, you will be with them, you will congregate with them, and you will recount unto them, Baha'u'llah says. You will tell the story, recount unto them what has befallen you, you know, what you went through in this life, in the path of His love. Și Baha'u'llah spune că sufletele acestor credincioși, când vor ajunge în lumea de dincolo, se vor întâlni cu sfinții și profeții lui Dumnezeu și vor putea să le povestească ce li s-a întâmplat pe calea lui Dumnezeu aici, prin ce suferințe au trecut în această lume. And I think we'll finish with this passage from Shoghi Effendi, which is very interesting. Și vom termina cu acest pasaj din Shoghi Effendi, care este foarte interesant. He says, for their citizenship is of the kingdom of Baha'u'llah. That is our citizenship. We're not citizens of Romania, of Britain, of, you know, whatever other country you're from, America. You know, we are citizens of the Apa kingdom. This is where our citizenship is. Cetățenia lor este cea a împărăției lui Baha'u'llah. Deci noi nu suntem cetățeni ai României sau ai nu știu care alte țări, ci ai împărăției lui Baha'u'llah. Though willing to share, Shoghi Effendi says, though willing to share to the utmost, to the maximum, the temporal benefits and fleeting joys which this earthly life can confer. Deși dornici să împărtășească la maxim beneficiile temporare și bucurile trecătoare pe care această viață pământească le poate conferi. What was that favorite things? Food? Samari? Sarmale. Sarmale. Sarmale, sushi, whatever, you know, utmost, you know, snowboarding, skiing, hiking, deci, all these fantastic, whatever you like. Okay, to the utmost, we love it, we love everything to do with this world, okay, we love the material world, don't we? Yes. Ne place lumea materială, nu-i așa? The temporal benefits, fleeting joys, ice cream, you bet, Katie, yeah, we love it all, yes, which this earthly life can confer, though eager to participate in whatever activity that conduces to the richness, the happiness and peace of that life, that is this life. Deși dornici să participe la oricare activitate ce duce la bogăție, fericire și pacea acestei vieți pământești, adică? They can, that is the us, we, can at no time forget that it, in other words, this fleeting, temporary, earthly life, constitutes no more than a transient, a very brief, not only brief or time, a very brief stage in their existence. Și ei, adică noi, credincioșii Bahai, nu pot uita niciun moment că toate acestea nu constituie decât constituie numai mult decât un stadiu foarte trecător și foarte scurt, nu doar scurt, foarte scurt în existența lor. That they who live in it are but pilgrims and wayfarers whose goal is the celestial city and whose home the country of never failing joy and brightness.
și că cei care trăiesc în ea, adică în lumea, în viața pământească, nu sunt decât pelerini și călători al căror țel este cetatea celestă și al căror cămin este țara bucuriei și strălucirii fără greș. Okay, so when you're like this in the next world, right? In this world, I mean, you want to end up like this in the next world. Și când ești în stadiu embrionic în această lume, vrei ca în lumea cealaltă, lumea spirituală, să fie așa. You want to be happy, well-developed teddy in hand, you know. Și să fii fericit și bine dezvoltat. And content and joyful, Meghna. Și mulțumit și plin de bucurie. And you know, continue your development fully. Să-ți continui pe deplin dezvoltarea. And realize that you know you have done what you can to prepare yourself. Și să realizezi că ai făcut tot ce ai putut pentru a te pregăti pe tine însuți. Thank you very much, friends. Mulțumesc foarte mult, prieteni. For your,